Continuăm această dimineață și în continuare vom cunoaște o poveste frumoasă, o poveste creată și construită în timp. Cu toții cunoaștem deja că de după independență, după anii 90, foarte multe persoane din Republica Moldova au ales să emigreze, au ales să meargă peste hotarele țării. Unii au reușit să se adapteze, sigur mai ușor sau mai greu, alții nu au reușit și s-au întors acasă. Dar fiecare dintre cei care au plecat au încercat să fie cât mai bun în activitatea pe care o aveau și au încercat să-și croiască un drum cât mai bun în viață, astfel încât să aibă succes. De fiecare dată auzim și vedem povești a unor familii ce au reușit să creeze afaceri sau un nume în zona în care se află. În această dimineață avem plăcerea să o salutăm pe doamna Ana Teacă, moldoveancă, care a emigrat la început de anii 90 în Elveția. Bună dimineața, doamnă, sărut mâna! Bună dimineața, bine v-am găsit! Au trecut 30 de ani, aproximativ, din acel moment. Dacă ar fi să priviți în urmă, cât de rapid a trecut acest timp sau cât de greu poate a trecut? E foarte greu de spus. A fost și foarte greu, în același timp și foarte repede. Anii foarte repede trec, dar la moment era foarte greu. Dar acum, dacă ar fi să vă întoarceți, ați schimba anumite lucruri? Nu aș schimba nimic. Nimic nu regret în viață ceea ce fac. Trebuie să menționăm pentru cei de acasă, dumneavoastră nu doar că sunteți acolo de 3 decenii cu aproximare, după cum spuneam, ați construit în propria locuință și un muzeu moldovenesc pentru prieteni, pentru cei care vin în vizită. Același lucru l-ați făcut și aici. Dorul de casă, probabil, și rădăcinile de aici v-au făcut să vă doriți să aveți un mic locușor moldovenesc, dacă pot să-l numesc așa, în locuința dumneavoastră. Da, bine ați menționat, am un mic muzeu în Elveția și același muzeu am și în Republica Moldova. Este dorul de țară, nu este, știți, trupește, suntem în țări străine, dar sufletește, am rămas cu sufletul acasă, nu se poate șterge din memorie tradițiile noastre frumoase, amintirile. Mi-amintesc când eram copil, ajutam mama să fac țăji, când făcea țoluri, covoare. Deci acestea rămân și sunt tradiții foarte frumoase și mă strădui ca să le arăt copiilor, fiindcă, din păcate, pierd aceste tradiții. Și pentru mine este un loc pentru sufletul meu tot. Avem și imagini, apropo, pentru cei de acasă. Aveți posibilitatea să vedeți aceste imagini. Dar cum a apărut ideea muzeului sau în ce moment a apărut? Ideea muzeului a apărut dorul de casă, fiindcă acum este foarte ușor, plecăm, ne întoarcem. Pe timpuri era foarte greu. Chiar nici cele telefoane mobile nu erau, Skype-uri. Ca să vedem. Acum ne aflăm peste hotare ca când vom fi și acasă. Și mi-era foarte dor de tot, de părinți, de asta și de tradițiile noastre. Deci, cu încetul am început. Mama, prima dată, mi-a dat niște o bucată de țol, am vrut să am ceva de acasă. După asta s-a apărut dorința cât mai mult. Am făcut pentru mine, așa, 2-3 lucruri. Apoi m-am gândit ce să nu fac, să arăt tradiția noastră frumoasă și pentru străini. Deci mi-am făcut o cameră moldovenească, se numește Casa Mare, Casa Mamei, și un beci când vin oaspeții. Deci înainte să ne așezăm la masă, ca o tradiție de aici, ne coborăm la beci întâi, spunem asta beciul lui tata. Acolo servim ceva, luăm un mic aperitiv, apoi ne așezăm la masă. Deci asta este și fiecare an dorința cât mai mare și mai mare. Acum, pentru mine, mi se pare că este micuț, trebuie să-l lărgesc, fiindcă da, asta este. Dar, apropo, cum reacționează, ce reacție au cei care vin? Pentru că îmi dau seama că și în beciul de acolo din Elveția și în Casa Mare din Elveția au fost persoane de diferite naționalități. Da. Cum reacționează ei? Ce zic? Foarte mult le-a plăcut și admiră.
foarte mult. Apoi au vorbit prietenii lor am trimit mesajuri, dar se poate, am auzit că la tine este așa muzeu tradițional, este atât de frumos, se poate să venim, să vizităm, cu mare drag, da. Și publicul eu n-am deschis, fiindcă n-am timp, din păcate, dar prietenilor, apropiaților, asta e. Dar atunci când faceți cunoștință cu cineva de o altă naționalitate, și sunt sigur că pe parcursul acestor ani v-au întrebat despre Moldova, care este primul lucru pe care îl ziceți? Este cea mai frumoasă țară din lume și cu oameni gospodari, bogați, sufletește, asta e, și mă mândresc. Eu am naționalitate de elvețiană, deci cetățenia elvețiană, cer iertare. Dar unii nu-i pleca niciodată, n-am spus. Fiecare dată mă întreabă, dar de unde veniți? Ce nație? Spun, din Moldova. Și cu mare mândrie vorbesc aceasta. Deși, dumneavoastră, deja ați subliniat, aveți și cetățenia elveției. Da. Dar continuați să le spuneți tuturor faptul că veniți de aici. Adineauri, ați menționat și vreau să dezvoltăm puțin subiectul. Această casă mare are și rolul de a reaminti și copiilor, nepoților, da, altor moldoveni care ajung acolo. Să de transmitem unde tradiția copiilor, mai ales acum, cum foarte mulți emigranți sunt, copiii se nasc peste hotare și nu mai cunosc aceste tradiții. Ar fi bine să transmitem aceste tradiții și să nu se piardă, că este un lucru foarte frumos. Exact aici doream să ajung, pentru că de obicei familiile care au emigrat, indiferent că facem referire la anii 90, la început de 2000 sau după 2010 sau ultimii ani, acele familii pleacă de aici și au crescut aici, au învățat aici, cunosc tradițiile, știu toată cultura noastră, însă copiii născuți peste hotare adesea și din exemplele pe care le cunosc eu și ceilalți sigur, nu prea cunosc aceste lucruri sau se nasc într-un alt mediu și încep să cunoască cultura acelor țări. E complicat să încerci să le menții aceste informații despre... Nu este nimic complicat, este dorința să o avem. E bine să cunoască tradițiile țării unde ei locuiesc, fiindcă asta este o stimă față de țară, este frumos să cunoști, dar niciodată tradiția noastră, rădăcinile noastre, nu trebuie să le pierdem. Unii nu am fi, unii nu ne-am afla, trebuie să știm de unde ne-am pornit și cine suntem noi. Și aici ajungem și la limba pe care o vorbim, pentru că dumneavoastră îmi spuneați înainte de a intra în direct că au fost mulți ani în care nu ați auzit româna sau nu ați comunicat, da, româna, și probabil v-a fost dor, ați avut acea dorință de a găsi cel puțin o persoană care să comunice în română. Corect. Foarte mulți ani. Cred că nu vreau să... În jurul la 10 ani eu n-am auzit limba română. Și mi-a fost foarte greu, foarte greu. Limba română așa cum este acum, bineînțeles. Peste 3-4 ani avem o prietenă elvețiancă la care îmi spune într-o zi, păi astăzi am fost la adunare părintească la școală și acolo m-am făcut cunoștință cu cineva din Moldova. Și, bineînțeles, ea, așa cu mândrie, spune, păi eu cu tot cunosc cineva din Moldova. Persoana dată, moldoveanca care vorbea cu prietena dată, a rugat-o dacă poate să-i dea telefonul meu, pentru ea era tot o durere sufletească care tot nu vorbise cu nimeni din Moldova, nu era nimeni. Deci eu sunt prima moldoveancă emigrată în Elveția. Dar apropo, și această titulatură, există o statistică sau cum cunoașteți dumneavoastră această informație? Cunosc fiindcă din ambasadă. Am înțeles. Și vorbind de moldoveanca care vorbesc, era soția ambasadorului din Moldova. Și acum, știți, în străină, la noi repede întoarcem telefoanele, ne schimbăm, dar peste hotare asta nu se face. Fără să întrebăm altă persoană dacă îi dorește ori nu dorește, și mi-a dat întrebarea dacă doresc să comunic cu persoana dată. Pentru mine asta mi-a dat ochii în lecări cu mare drag și imediat a sunat-o și a dat numărul meu. Și mi-a transmis telefonul, vorbind cu ea, ambele plângeam. Vroiam să ne întâlnim, să dăm o întâlnire undeva în oraș și
spune unii, este mai comod pentru dumneavoastră, fiindcă noi avem mașină, dar eu, bineînțeles, că nu avem nimic. I-am spus unde locuiesc și n-a să mă credeți că noi locuiem. Eu putem să mă uit pe fereastră și vedem casa lor, deci vis-a-vis. Asta a fost prima, cea mai frumoasă întâlnire între moldoveni și cu oameni cu mare suflet. Cu mare suflet. Acum, deci ei s-au stabilit după asta, s-a terminat emisiunea, s-a stabilit în Elveția. Doamna activează medic acolo. Continuați să fiți prieteni. Da, continuăm să fim prieteni. Asta a fost prima moldoveancă. După asta, cred că în jurul la 10 ani aproximativ, n-am mai întâlnit alți moldoveni. În spatele fiecărei familii sau a persoanelor emigrate și după 90 și după 2000 se ascund foarte multe drame, foarte multe lucruri triste și greutăți prin care s-a trecut acolo, pentru că trebuie să ai o putere și o tărie de caracter extraordinară să reușești într-o perioadă atât de lungă în care nu comunici cu nimeni, să continui, să-ți dorești să continui și desigur să încerci să evoluezi, pentru că și dumneavoastră ați reușit de la munca inițială pe care ați făcut-o, ulterior să faceți și studii, să ajungeți și asistent social, trebuie de menționat pentru cei de acasă, pentru că aceasta este activitatea la momentul actual. Da, de acum de 18 ani activez într-o școală profesională cu copii cu dizabilități. Și trebuie să ai acea putere ca să poți să continui, să poți să-ți dorești ceva mai mult, să-ți dorești să evoluezi. În viață tot timpul trebuie să dorești. Fără dorință nimic nu se face. Când dorești, toată viața trebuie să evaluezi tot timpul, fiecare zi. Învățăm fiecare zi. Și niciodată nu... Da. La fel ca și muzeul. Da. Face referire și la muzeul despre care am discutat, pentru că a început cu o piesă, după care au apărut și alte elemente ale muzeului și sunt sigur că acum aveți în plan să mai adăugăm ceva, să mai aducem, de să mai schimbăm. E mic, n-am unde le aranja, asta este. Trebuie să stric peretele, să-l măresc, că și cu mare drag cred că voi face asta. Faceți și alte filiale, alte cantoane din Elveția, să vadă toți moldoverii unde... Da, am fost și în alte cantoane al Elveției, deci tot cu... ambasada m-a rugat să prezint țara noastră, Moldova, fiindcă ei știu ce am acasă. M-a rugat dacă se poate să prezint cu tradițiile noastre, nu numai covoare, țoluri, dar și cu bucate. Deci am fost în partea germană cu partenerii care... ajută la Moldova cu moldovenii, deci foarte mult ajutor moldovenilor a dat Moldova, deci multe granturi acestea. Și ca mulțumire a trebuit să prezentăm ca să cunoască și lumea din cantoanele date ce prezintă Moldova. Fiindcă vorbim Moldova, dar ce prezintă și știți, când vedeți un om cum este îmbrăcat, nu știți înăuntru cum este, dar deodată părerea o arătăm deodată înfățișarea. Așa și despre Moldova. Deci, când vedem cu ochii, gustăm, aceeași părere avem. Fiindcă, da, e foarte dureros când auzim cea mai săracă țară din lume. Asta eu nu cred că este cea mai săracă din lume. Europa, ca să rectificăm, că asta e titulatura. Dar este cea mai bogată țară. Deci, trebuie să arătăm că este tot lucrurile frumoase, că este contrar. Da, le-am făcut sarmale. Eu sunt sigur că ei s-au bucurat. Toate bucatele, multe bucate tradiționale și am dus de aici oale de lut. Bineînțeles, tot timpul eu oale de lut gătesc. Doamnă, vă mulțumesc mult că ați venit în această dimineață. Sărut mâna și vă doresc mult succes în continuare, multă sănătate. Bucurați-vă de timpul pe care îl petreceți aici, în Republica Moldova. Și desigur, bucurați-vă și de timpul petrecut în Elveția. Vă mulțumesc mult. Sărut mâna. Mersi.